Așadar, avem aici o mulțime de muzicuțe în diverse ambalaje, cu diverse denumiri, cu diverse cutii. O să vi le scot imediat pe toate și o să le vedeți. După cum observați, de exemplu, pe asta scrie Herring, pe asta scrie Lee Oscar, da? Pe asta scrie undeva aici Manji Suzuki, da? Pe asta scrie Pro Master, da? Aici scrie Suzuki, nu știu dacă se vede foarte bine, da? Pe asta scrie, de exemplu, Marine Band Deluxe, da? Și undeva vedeți aici Matthias Honer, da? Asta este un model numit Golden Melody și așa mai departe. Practic, și să nu uităm pe cei de la Zeidel, da? Cu acest model, care este un model mai deosebit, 1847. O să vă explic așa foarte pe scurt despre ce e vorba. Bun. Le desfacem. O să constatați că, de fapt, cam toate arată la fel. Nu e mare filozofie. Cam absolut toate muzicuțele astea arată la fel. De exemplu, aici avem un model foarte vechi. Un model de prin anii 60. Este modificat, o să vă explic și de ce. Care se cheamă Blues Harp. Este un model vechi care nu se mai fabrică. Acest design este... Vă spuneam de prin anii 50-60, până prin anii 70 s-a fabricat. Așa. Iată celebrul model Suzuki Manji. Așa arată. Da? După cum observați, cam toate sunt la fel, ca și construcție. Nu e ceva deosebit. Să vi le scot acum pe toate pe masă, să le vedeți. Și o să observați că, în principiu, cam toate arată la fel. Asta este model de la Honer, da? Se numește Marine Band Deluxe. Sper că se observă. Bun. Dacă vă uitați cumva la ele așa, o să observați că toate cam au aceeași formă, cam aceeași construcție, cam același tip de capace, cu mici excepții, cu mici diferențe de culoare. De exemplu, să înțelegem acum practic din ce este făcut o muzicuță, părțile componente. Să iau un indicator ca să arăt mai clar și să luăm unul dintre modele. Nici nu știu pe care să le arate, să luăm pe asta, de exemplu. După cum observați, această muzicuță, dacă vă uitați din spate la ea, se văd 5 straturi de bază. Primul strat reprezintă aceste două capace de metal. Corect? Ok. După aceea se văd două straturi mai subțiri, da? Care de fapt sunt plăcile cu lamele, pe care sunt montate lamelele care produc sunetul. Iar între aceste două plăci vine prins un material, o bucată, ceva. Nu știm la prima dată când vedem o muzicuță, nu știm ce este. Este corpul muzicuței, acesta se numește corp. Așadar, o muzicuță are 5 părți. Capacele, cele două plăci cu lamele și corpul. Dacă ne uităm așa și facem o comparație, este un sandwich. Metal, metal și la mijloc poate să fie metal, plastic, în cazul muzicuței astea, sau poate să fie metal, cum este cazul acestei muzicuțe, care are un corp din aluminiu, cu, mă rog, un finisaj mai deosebit. Acum, dacă este să desfacem o muzicuță, să vedem despre ce e vorba, o să observăm mai multe detalii, dar despre ceea ce se ascunde în spatele, în interiorul unei muzicuțe, vom vorbi într-o episod separat în care vom și demonta o muzicuță ca să vă arăt cum se curăță. Dar, acum, ceea ce este foarte important, să vă arăt diferențele majore dintre muzicuțele moderne și care merită cu adevărat banii și dintre muzicuțele din, mă rog să zicem, deceniile trecute, care, sincer, au devenit de mult timp extrem de, ca să spun așa, demodate, nu mai sunt absolut deloc în pas cu tehnologia secolului 21 și cu nu se pot compara pe partea de calități ale sunetului cu ceea ce se produce în momentul de față. Dacă vă uitați cu atenție, acest model are undeva aici ceea ce se văd aici, sunt niște cuișoare. Acest model este celebrul model Marine Band 1896, este un model care a fost construit prima dată în 1896. Designul lui a suferit niște modificări minore de-a lungul timpului. Asta este un model undeva de la finele anilor 70.
Este un model pe care eu n-am cântat niciodată, l-am cumpărat la grămadă pentru piese de schimb și o să vă explic și de ce. Aceste capace sunt prinse cu niște cuie de bronz, prin batere cu ciocan. Ceea ce este mai grav, și nu, să nu vă speriați ce o să fac acum, pentru că nu e niciun fel de problemă, ceea ce este mai grav este că aceste muzicuțe au absolut toate părțile prinse în aceste cu aceste cuișoare de bronz. Deci, practic, plăcile de corp sunt prinse cu cuișoare de bronz, iar capacele de corp, la fel, sunt prinse cu aceste cuișoare de bronz. Problema este că muzicuța, în momentul în care este montată din fabrică, ea este etanșă. Problema este că muzicuța se murdărește și muzicuța se defectează, se rup lamelele în interior. La un asemenea model, dacă vrei să desfaci muzicuța și să o cureți, ai o mare problemă. În momentul în care ai desfăcut aceste cuie, ai desfăcut părțile componente din cuiele cu care sunt prinse, când vrei să le remontezi părțile componente la loc, aceste cuie deja intră în niște găuri care sunt lărgite. Prin urmare, muzicuța își pierde etanșeitatea. Din acest motiv, acest model, care inițial la fel a avut sistem de prindere în cuie, a fost modificat pe șuruburi. De pentru care capacele sunt întrucâtva asemănătoare, da? Dar se vede că modelul de aici are capacele prinse în cuie, modelul acesta a fost modificat și are capacele prinse în șuruburi, iar în interior, dacă vă uitați un pic cu atenție, o să vedeți că practic toată prinderea muzicuței este modificată pe șuruburi. Bun. Asta este, în schimb, o muncă adresată în special profesioniștilor, oamenilor care, în primul rând, nu au două mâini stângi, adică știu să lucreze foarte bine cu aparaturile de mecanică fină și ceasornicărie și au și absolut tot ce le trebuie. Credeți-mă pe cuvânt că este o muncă foarte complicată să lucrezi la toleranțele foarte mici necesare unei bune asamblări a unei muzicuțe și a trecerii ei de pe sistemul de prindere în cuie pe sistemul de prindere în șuruburi. De pentru care eu practic nu recomand absolut deloc să cumpărați aceste modele de muzicuțe prinse în cuișoare de bronz. Da? Și o să vedeți despre ce e vorba în continuare. În ultimii ani au apărut câteva modele de la diverse firme care au corpul de lemn, dar este un lemn care este tratat, este un lemn lăcuit. Acest corp, da? Scuzați. Corpul ăsta este din lemn. Corpul acesta este din lemn. După cum observați, are un finisaj ușor lucios. Nu știu dacă se observă foarte bine că lucește. Da? Acest lemn este lăcuit și într-un ca și în celălalt. Sistemul de prindere al acestor muzicuțe este la rândul lor realizat, cu toate că este corp de lemn, da? Datorită avansului pe care l-a căpătat tehnica construcției lor, aceste muzicuțe sunt prinse tot cu șuruburi, deși au corp de lemn. Putea să se întâmple Marea Revoluție și cu foarte mulți ani în urmă, și în anii 60, dar din rațiuni care țin de micșorarea costurilor de producție, mult timp firma Hohner a refuzat să facă muzicuțe asamblate în totalitate cu șuruburi. Foarte târziu au făcut treaba asta și nu sunt singurul care aduc reproș acestei firme. Sunt foarte mulți super profesioniști în Statele Unite și nu numai, care au spus că foarte târziu Hohnerul s-au gândit să realizeze practic acest model, să-l facă la calitatea astuia. Marine Band Classic, Marine Band Deluxe. Da? Și diferența este enormă. În primul rând, sunetul este foarte bun. Sau muzicuța asta, de exemplu, care și ea sună foarte bine, Herring. Și mă rog, sunt mai multe. Deci am arătat aceste două muzicuțe. Astea au corpul de lemn, da? Capace de metal, plăcile cu lamele făcute din bronz. Practic, în proporție covârșitoare, toate muzicuțele de pe piață au capacele făcute din metal, din oțel. În unele cazuri, cum este cazul acestui model, Suzuki Manji sau modelul firmei Zeidel sau modelul firmei Lee Oscar, da? Sau acest model de la Suzuki numit ProMaster, da? Aceste capace sunt făcute dintr-un oțel inoxidabil,
Deci probabilitatea ca aceste capace să ruginească datorită salivei este zero. Sunt alte modele, în schimb, cum este acest model, da? Capacele acestui model, chiar și capacele acestui model, sau capacele acestor două modele, care sunt făcute dintr-o tablă de oțet zincată. În anumite condiții, mai ales dacă muzicuța nu este corect întreținută și este lăsată salivă să rămână în interiorul ei, fără să fie scuturată muzicuța sau ștearsă, se poate întâmpla, sau dacă muzicuțele sunt ținute într-un mediu umed, în timp, acest strat de crom se ciupește, de pentru care apare rugina pe dedesubt și în unele cazuri capacele sunt ruginite și prin afară și prin înăuntru. Cam astea sunt datele de bază. Acum, o să întrebați ce muzicuțe vă recomand eu și cam care este prețul lor. Păi, vreau să vă spun în felul următor. De exemplu, aceste două muzicuțe sunt muzicuțe scumpe, sunt undeva în România între 180 și 200 de lei, sunt muzicuțe excepțional de bine construite. Suzuki a venit pe piață cu o tehnologie cu totul și cu totul nouă, și în ceea ce privește materialele folosite și calitatea lor și finisajul. După cum observați, este o muzicuță, cum se spune americanii, very luxurious finish, foarte bine lucrată, corp de aluminiu, care de obicei este apanajul modelelor scumpe. Sunet foarte bun. La fel și acest model Suzuki, pe care mulți l-au comparat cu modelul Marine Benda, cu câteva sute de kilograme de steroizi în plus. Da? Deci se aude foarte clar. Deci aceste modele nu le-aș recomanda decât celor care sunt cu adevărat profesioniști. Deci deocamdată le lăsăm deoparte. Ceea ce găsiți în schimb în România și vă recomand să vă cumpărați, dacă aveți intenția să vă apucați de cântat la muzicuță, sunt aceste modele. În primul și în primul rând, modelul Special 20 de la Honor. Este un model foarte robust, foarte bine construit, excepțional de bine construit, aș putea să spun. Da? Corp de plastic, plăcile aparent nu se văd pentru că sunt încastrate, cum ar veni, în corpul de plastic. Da? Au o bordură de jur împrejur, deci prin montarea lor cu șuruburi, pentru că sistemul de prindere al plăcilor de corp se face cu șuruburi, prin montarea lor în acest fel, practic, muzicuța este perfectă tanșă. Capacele, la fel, vin foarte bine prinse, la fel, marginea lor se sprijină în această margine de plastic a corpului, prindere în șuruburi, în spate există și niște proptele pentru partea din spate a capacelor, de pentru care aceste capace în spate nu există pericolul să flambeze, să se îndoaie. Al doilea model pe care vi-l recomand, Golden Melody, tot de la Honor. Paranteză, acest model în mod normal costă între 80 și 100 de lei. Unde veți găsi acest model mai scump înseamnă că este, scuzați-mi expresia, așa la drumul mare. Deci ori este adaos comercial foarte mare, ori cineva importă muzicuța respectivă la un preț mult mai mare decât e normal. Golden Melody, foarte bun model. Plasticul, în schimb, este un pic mai slab ca și rezistență decât cel de la Special 20. Acesta este un ABS foarte dur. Acesta este un plastic asemănător cumva cu un plexiglas mai fragil. Muzicuța, în schimb, are câteva calități. Corpul este de o cu tot o altă, concepție. Capacele au cu tot o altă concepție. Asta este o muzicuță ușor modificată de mine. Au aceste proptele aici care nu permit îndoirea lor. Foarte confortabilă pentru gură. Colțurile sunt rotunjite, deci nu există pericolul să te tai cumva la buze sau mai știu ce să pățești. La fel, un sunet foarte bun, la fel ca și Special 20. Da? În schimb, vă mai recomand, este adevărat, este un pic mai scumpă, Marine Band Deluxe, tot de la Honor. Acest model costă undeva între 120 și 160 de lei. Dar merită banii, cu singura mențiune că trebuie avut grijă și trebuie bine întreținută și trebuie uscată după fiecare folosire, ștearsă și lăsată să se usuce ca saliva care accidental ajunge în interiorul ei să nu blocheze și să nu murdărească muzicuța. Și după cum ați auzit,
N-are rost să mă tot vedeți pe mine, important sunt muzicuțele, da? După cum ați auzit, sper, cam ăsta sunt muzicuțele pe care vi le recomand. Lee Oscar-ul, multă lume a auzit de această marcă de muzicuțe. Lee Oscar-ul este o muzicuță mai deosebită, nu este o muzicuță adresată decât avansaților, pentru că are câteva caracteristici care o fac să nu răspundă bine unei maniere agresive de a cânta. Sunt niște muzicuțe foarte rezistente, din păcate în România, din câte știu eu, sunt foarte greu de găsit. Doar cine vrea neapărat să-și cumpere, poate să le comande din străinătate. Muzicuța aceasta de la firma Hering, 1923 este modelul, vintage harp, da? Hering. Nu o recomand în mod deosebit, ca și construcție nu este rea, însă din păcate Hering-ul au o oarecare inconsistență în ceea ce privește calitatea bronzului din care sunt fabricate lamelele. Anumite modele sunt foarte reușite, anumite modele sunt mai puțin reușite. Acesta este un model destul de reușit, însă nu l-aș recomanda niciodată în defavoarea modelului Special 20 sau Golden Melody de la Honor. Și cum spuneam, acest model de la Suzuki este preponderent adresat profesioniștilor, mai ales din cauza prețului. Dar este o muzicuță foarte bună. Asta este ca o ultimă opțiune în cazul în care o găsiți. În România se găsește destul de greu. Iar firma Zaidel, din păcate, inexistentă în România, face muzicuțe de o calitate foarte bună. Au, cred că în momentul de față, mult mai multe variațiuni de maniere de acordare a muzicuței decât Honor-ul. Au mult mai multe modele și mult mai diversificate în ceea ce privește materialele și sound-ul muzicuțelor. În schimb, sunt scumpe. O asemenea muzicuță ajunge undeva cam la 60 de euro, deci este destul de scumpă. Are în schimb un mare avantaj. Aceste muzicuțe, cel puțin acest model, are lamelele fabricate din oțel inoxidabil, deci nu din bronz, cum sunt lamelele în general la o muzicuță, ci din oțel inoxidabil, lucru care le fac extrem de durabile. Tocmai din acest motiv și prețul lor este foarte mare, pentru că prelucrarea oțelului pentru lamele este mult mai nevoioasă și necesită o tehnologie mai specială decât la prelucrarea bronzului, care este, se știe, un metal mai moale. Bun, deci asta la fel pentru profesioniști. Cam asta ar fi, prieteni, cam asta ar fi pentru început în ceea ce privește principalele modele de muzicuțe și raportul calitate-preț. V-am explicat în mare despre ce este vorba. Acum o să încheiem aici acest prim episod și ne întâlnim în episodul 2, când vă arăt cum se desface o muzicuță, cum se curăță și cum se montează la loc, ce anume trebuie să faceți, cu ce trebuie să lucrați. Și o să vedeți cu această ocazie foarte clar cum arată părțile componente ale unei muzicuțe. Ne vedem în episodul 2.